Trei copii au ajuns la spital în stare gravă după ce s-au bătut cu arme albe noaptea trecută în București. Aceștia au fost înjunghiați în timpul unui scandal uriaș în sectorul 3 al capitalei. Bianca Iacob are mai multe informații despre asta. Bianca. Bun găsit, Laura. Totul s-a întâmplat aseară până în miezul nopții, așa cum ai spus și tu, în sectorul 3 al capitalei, lângă gura de metrou 1 decembrie 1918, chiar la intersecția cu bulevardul Teodor Paladi. Pare să că în primă instanță mai mulți tineri stăteau în acest parc din stânga mea și aveau activități obișnuite până când au început să se certe. Pare să că motivul din ceea ce povestesc martorii care au văzut ce s-a întâmplat aseară ar fi din cauza unor fete. Și iată că de la o seară normală, obișnuită, cu discuții și activități obișnuite, au ajuns să se certe și chiar să ajungă la spital trei băieți înjunghiați. Unul dintre ei are doar 14 ani, iar un altul de 22 de ani a fost înjunghiat de 2 ori în spate. Evident că la fața locului au ajuns de urgență mai multe ambulanțe, atât de la ambulanța București, dar și SMURD, și au fost transportați la spital. 2 dintre victime sunt internate la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Vom vedea ce vor face pe mai departe autoritățile în acest caz, pentru că evident cazul a fost preluat de către procurori și vom vedea cine se va face responsabil de acest lucru. Însă, înainte să închei această transmisiune live, Laura, îți mai spun faptul că cei care au văzut ce s-a întâmplat aseară spuneau că, că erau foarte mulți, undeva la 16-18 tineri în acel moment, și că au început practic încăierarea din părculeț și s-au tăiat în primă instanță undeva în spatele meu, după care au fugit spre cartierul Sălăjan.